Astăzi, 9 iunie, la Soroca a avut loc ședința Colegiului Consultativ Conducerii Raionului, Serviciile Publice Desconcentrate și Autoritățile Publice Locale de nivelul 1 și nivelul 2. Ordinea de zi a ședinței a inclus mai multe subiecte, printre acestea solicitarea ajutorului material de la APL de nivelul 2 în caz de declanșare a situației excepționale locale, măsurile antiincendiare în perioada electorală 2021 și măsurile de prevenire a cazurilor de înnec și aspectele sanitar-epidemiologice a bazinelor acvatice în perioada estivală 2021. Cei prezenți s-au mai referit la desfășurarea lucrărilor de salubrizare și amenajare a localităților, combaterea răspândirii ambroziei și rata de vaccinare a populației raionului Soroca. Alte subiecte discutate au mai fost evaluarea bibliotecilor publice de raionul Soroca în perioada 2-10 septembrie, cu privire la unele aspecte a colaborării între Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei și APL în problemele implementării cadrului legal privind copiii în situații de risc și ajutorul social, dar și aprobarea orarului și tematicii ședințelor Colegiului Consultativ a Serviciilor Publice Desconcentrate pentru semestrul 2 al anului 2021.